s-ar putea să nu mă credeți când vă spun că o femeie care astăzi are în palmares nenumărate premii la concursurile de frumusețe, de fapt n-a fost acceptată la concursul de Miss Boboc în liceu. A? Și dacă nu mă credeți pe mine, puteți să o întrebați chiar pe ea, pe Bianca Tirsin. Bine ai venit, Bianca! Băieți, vă scuzați, eu mă duc puțin până... Te scuzam... Știu că vreți și voi să veniți, dar totuși doar eu am onoarea. Vă lăsăm, fetele. Bianca? Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit, băieți. Mă bucur să mă aflu din nou aici cu zâmbetul pe buze. Sunt la master, la bugetar și mai am un nou titlu, uite, Adela. Ți-am mai dus un titlu. Miss așa Charm. Ca... Da. Ia uite, băieți. Miss Charm. Charm. Era un studio de... Nu era un studio? Bravo, felicitări! Era un studio, acum e și o organizație. Și v-am dus și niște minunății din garderoba mea, pentru că o garderobă de mis este foarte pompoasă, cu mulți clipici, cu mulți pantofi și v-am adus doar o parte. Înțeleg că atunci când vine vorba de vestimentație, nimic nu poate fi întâmplător, mai ales când vorbim de mis. Da, trebuie să planificăm puțin. Asta zic. Și aș vrea să ne spui de ce este important, cum ne îmbrăcăm și care sunt, să ne și exemplifici puțin cum ne îmbrăcăm în funcție de eveniment și de moment. Vreau să menționez că nu sunt stilist, nu sunt designer, nu am făcut nimic în domeniul acesta, doar că eu știu după referințele de la țările care au câștigat până acum. Bun, de exemplu, pentru o ținută casual. Da. Nu, pentru o ținută de aeroport, ca să începem cu aeroportul, puțin, pentru că am dus... Stai puțin, există o ținută de aeroport? Da. Adică nu te poți îmbrăca oricum în aeroport? Nu neapărat, pentru că... Atunci când ești mis, să spunem. Lumea se gândește că la aeroport trebuie să ne îmbrăcăm foarte lejer, pentru că zburăm poate 14 ore. Nu e adevărat, misul, astea vorbim din secretele din spatele scenei, face prima oară poza la aeroport cu foarte multe bagaje, cu steagul României în spate, cu eșarfa, cu coroana și apoi mergem în avion și ne luăm pijamăluțele sau trainingul. Ce vorbești? Mă, trebuie să fii țiplă tot timpul și când treci pe la security pe acolo, nu? Da, trebuie să fim frumos îmbrăcate. Da, la piuie. Păi nu mai piuie, nu, dar le dăm, da. O să avem un maiuț poate pe interior. Cam asta este o ținută ce putem să o purtăm la... Da. Ce putem și picioare tocuri la... sau poate niște tenis? Sau... Tocuri, tenis după, când nu văd camerele de filmat. Și să nu uităm, bineînțeles, de seagul României, pentru că trebuie să anunțăm că Miss România pleacă. Putem să luăm niște pantofiori negri, depinde și de vreme. Dacă mergem într-o țară mai călduroasă, niște sandăluțe. Dacă mergem, de exemplu, într-o țară mai rigoroasă, un stiletto. Dar toc, tot timpul. Putem să abordăm, să mergem pe negru. La ținut aceasta aș pune, bineînțeles, că avem niște... niște diamante argintii, niște bijuterii argintii. Să mergem mai departe, că sunt multe. Avem o ținută casual. Casual, da. Înseamnă de obicei un blug, un pantalon de blug, să cu un tricou. Să zicem că ai ajuns în orașul respectiv și vrei să te plimbi prin oraș. Da. Avem activitate și ne cere casual. Cam asta este ținuta casual la Miss. Ia pune este... pantalonii invers. În fața, nu, în fața... Așa. 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 Cam asta este ținuta casual, foarte elegantă. Un stilist ar spune e foarte elegantă, asta nu-i ținuta casual până e lumea. Ba da, asta e ținuta noastră casual de la Miss, pentru că trebuie tot timpul să fim elegante. Dar regulile acestea sunt scrise undeva? Nu sunt scrise, se comunică. Nu sunt scrise, dar noi trebuie să ne comportăm ca un membru al familiei regale. Ai sta lângă regină dacă ar fi un cod casual în pantalon de blugi? Tăiați? Da. Sau în nu. Training? Nu, da, mi s-a părut foarte cool regina în pantaloni tăiați, ar dar fi astea cool. Sunt preferințele mele. Dar nu cred că ai stat foarte aproape de cred ea. Cred că nu te-ar lăsa nimeni. Nu e da. Greu să fii tu? Nu e greu să... ai tot timpul regulile astea în cap. Dar mie îmi place, eu cred că așa m-am născut. Că asta mă întreabă și mama. Dar mai pune și tu un blug, mai ia și tu un pantof mai jos. Nu, nu pot, parcă m-am născut în toc. Să mergem mai departe, o ținută de business. Să spunem că folosim tot partea. Dacă trebuie să mergem la un interviu. Da. Da, interviul este cel mai important la Miss și pentru interviu nu trebuie să purtăm o ținută foarte pompoasă, pentru că trebuie să atragem atenția la ce spunem și nu așa mult la ținută. Așa că aș aborda o ținută cu un pantalon, o fustă, o cămașă pe dedesubt, ceva care să nu atragă atenția foarte mult. M-aș duce și pe alb, m-aș duce și pe negru, pentru că la televizor, de exemplu, nu e tocmai indicat să purtăm alb-negru. Nu e tocmai ok și atunci asta își purtea-o ca și ținută smart casual și business când avem, bineînțeles, un interviu foarte important. Interviul de la Miss e foarte important. Dacă te îmbraci și spui ceea ce trebuie, ai șanse mari să câștigi. Bun. Așa. Mai ai o rochiță rosiclam. Aceasta da. Unde ai purta-o?
Asta o purtăm la o petrecere, când spune organizația, avem o ținută, nu știu, o petrecere, unde trebuie să avem un cod vestimentar gală de seară. Acolo, cu siguranță, sunt invitați importanți, adică pot să fie din organizație, miniștri, și atunci trebuie să abordăm o ținută cu o rochie lungă. Acum, eu nu v-am dus ceva foarte pompos, v-am dus o culoare mai îndrăzneață, mai colorată, ca să ieșim în evidență. Dar, în principiu, poți merge cât de departe vrei cu ținuta aceasta, da, nu? Da. Când vine vorba de eleganță. Da. Putem să accesorizăm, să punem accesorii puțin mai mari, să atragem evidența, pentru că este o roche destul de simplă, dar am mers mai mult pe tiparul acesta. Ce vezi tu acolo? Ce văd eu aici? Poate o să-ți plac mie, mi-a plăcut foarte mult ținuta aceasta. Avem o ținută... Asta e la o mănăstire, nu? Când mergeți da, la mănăstire la Ofelia. Da. Și... E ținută smart casual chiar. Noi, de exemplu, dacă avem o apariție TV, abordăm o ținută smart casual, adică nu suntem atât de decupate, suntem mai acoperite, o rochie peste genunchi și fără bretele peste umăr. Cam aceasta. Ce pantofi pune la această ținută sau sandale? Aș pune un pantof stiletto, nu neapărat negru, m-aș duce, de exemplu, pe ceva ori așa mai simpluț cu un mic detaliu la gleznă sau aș lua ceva mai îndrăzneț. Bianca, și m-aș duce pe culoare. Eu o să te rog să mă lași, poți să încerc asta? Da. Tu să încerci? Păi cum să încerci? Am cum să intru în ea? Nu, cred. Are și te capă, deci spate. Nu mai bine... Cum să nu? Lasă că mă descurc, voi vorbiți, ei spune de pantofi. Cum să încerci? Să-ți dau și cercei? Da, ție nu ți se întâmplă, nu știu, să ai zile în care pur și simplu să vrei să te îmbraci într-un training? Ba da. Se întâmplă, dar nu foarte des. Dar la sală cum merge îmbrăcată Miss? La sală niște colanți, un top, dar și acolo trebuie să ne accesorizăm, să meargă culoarea cu Adidasul, cu adică tot. Adică nu te îmbraci cu, nu știu, tricourile pe care nu le mai porți și nu-ți depune și te duci cu ele la sală. Nu. Cum aș face eu de... Măi, auziți? Vouă nu vi se pare normal, de exemplu, când ai o ținut, ai niște pantaloni pe care nu-și mai porți, mai lejeri așa. Foarte, foarte frumos. Zici că ești Zorro. Zici că ești Harry Potter. Ce... Uite, și pe ținuta asta putem să o ducem la aeroport, da. Cu steagul în spate, da. Frumos. Trebuie să ții și steagul. Să anunți că pleci. Pune-mi tu. Așa. Să anunți că ești plecat. Don't cry for me, România. Eu am văzut că ai niște... Cum o se dice aici la voi? Perfect. Hai că-ți stă foarte bine. Bianca, noi îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Înțeleg și că eu. Ce trăiești tu nu e neapărat ușor, dar e bine că îți place foarte mult. Și vreau să te întreb ce proiecte urmează. Păi, momentan, având în vedere că sunt la bugetar, la master, sunt foarte fericită. Urmează Miss Charm România, trebuie să plec în Vietnam. Când se întâmplă asta? În noiembrie-decembrie voi pleca. Curând. 3 săptămâni. Depinde de pandemie. Situația aceasta e așa... Da, de la o zi la alta, da, incertă. Urmează proiectele ei de la master. Asta exact, urmează temele pentru acasă. Temele pentru acasă, exact. Mulțumim mult și baftă! Mulțumesc mult!